La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, viața urbană a românilor și sârbilor din orașele bănețene din România și Serbia se caracteriza prin formarea instituțiilor culturale și a elitelor intelectuale care au devenit promotoare a activităților sociale, politice și culturale. Acest proiect l-am inițiat în urmă cu aproximativ 2 ani. Inițiatorul proiectului este organizația Centru de Studii Banatice din Vârșeț, care se ocupă cu promovarea culturii bănățene, atât a românilor, cât și a sârbilor și altor popoare care trăiesc în Banat. Împreună cu colaboratorii mei am ajuns la ideea că trebuie să pregătim o expoziție în care să fie prezentată viața urbană a populației românești și sârbești din Banat. Expoziția a scos în evidență viața urbană a românilor și sârbilor în orașele Vârșeț, Panceva, respectiv Timișoara. Această expoziție cred că aduce un plus culturii și relațiilor dintre sârbii din România și românii din Banatul Sârbesc. Autorii expoziției au folosit diferite surse pentru punerea la dispoziție vizitatorilor cele mai valoroase comori ale trecutului legate de românii din Serbia și sârbii din România.